Nu cred că există vreun om care să nu iubească filmele. Filme de dragoste, de acțiune, documentare, animate, toate vin să ne bucure și să ne aducă emoții care nu ne ajung în viața cotidiană. La un moment dat însă m-am întrebat care este soarta filmelor autohtone. Întrebare a cărui răspuns am căutat împreună cu doi absolvenți ai Academiei de Arte din Chișinău în dialogul care urmează. Îl am alături pe scenaristul Sergiu Rezanov și operatorul Sergiu Cerescu. Rezanov scrie scenarii și povești, colaborează cu actorii Teatrului Cehov, iar Cerescu este participant activ la diverse festivaluri internaționale de film. Ultimul său premiu a fost de la festivalul de scurtmetraje Filmul de Piatră, în care și-a prezentat lucrarea de licență Balonul. Care este situația la moment a filmelor autohtone, am aflat de la Sergiu Cerescu. Dacă până de mult se filma un film la 3-4 ani, astăzi putem afirma că se filmează într-un singur an 3-4 filme. Paralel, vin din urmă o pleiadă de tineri cineaști care încet, încet încearcă să pășească în lumea filmului. Dacă până mai de unde, cum spuneam, ne mișcam ritmul dansului Ciuleandra, un pas înainte și doi înapoi, acum suntem doar înainte. Spune-mi, cât de motivați sunt studenții să aplice la diverse concursuri, proiecte legate de film? Trebuie să recunoaștem că o mare parte din tineri de astăzi sunt chiar infectați de microbul pasivității și indiferenței, însă totuși printre aceștia sunt tineri care încearcă să se evidențieze. Să o luăm în grupul nostru din facultate, încă din primii ani era mereu în procesul de creație, de căutare. Mi se pare deja mult prea epuizată tema de a mai da vina pe lipsa banilor și mijloacelor tehnice atunci când suntem într-o eră digitală, când suntem dotați cu echipamente până peste cap. Nu cred că mai este atât de complicat să le obții din moment ce încerci să te învârți în această oală de filmare. Singura motivație ar fi să aibă scopul bine determinat de a deveni un cineast, de a deveni un regizor, un operator, un scenarist și să fie în primul rând dedicat să trăiască doar din această pasiune. Consider că muncind pas cu pas, deci realizând câte o lucrare, cât de mică, deci în fiecare zi câte un mini-succes, peste săptămână câte un succes mai mare, lunar și mai mare, până obține un premiu, până este recunoscut de mediul de cineaști. Am apelat și la opinia scenaristului Sergiu Rezanov. De ce filmul nu este? Pentru că scenariul nu este bun. Почему нет сценариев хороших? Потому что, ну, в нашей академии нет кафедры сценаристики. Это отдельно от драматургии, отдельно от режиссуры должна изучаться. Думаю, только в этом проблема. Потому что, если есть хороший сценарий, есть спонсоры. Deci, ca să o luăm pe rând, cum spune Sergiu, parțial are dreptate. Ideea inițială era pornirea de la lipsa scenariilor. Aici trebuie să delimităm foarte clar, deci sunt persoane care se consideră scenariști în anumite categorii, deci sunt scenariști de piese de teatru, sunt scenariști pentru spectacole, pentru diverse show-uri, emisiuni televizate și mai târziu vine scenariul pentru un film de ficțiune. Deci aici se împotmolesc majoritatea, cărora li se pare sau consideră că orice idee este bună de a fi implementată într-un film. Deci nu este chiar așa. Până la scenariu, mai întâi este nevoie de o idee care, pe cât de simplu ar fi să o găsim, pe atât este și de complicat. Deci zilnic ar fi necesar să fim cuprinși de sete de creație, de a fi atenți la ceea ce se întâmplă în jur, să ridicăm capul din pământ și să privim doar peste umăr, să privim înainte și cu siguranță vom găsi o potențial situație care ar putea porni să dezvolte un scenariu de film. Deci dacă o să luăm de dimineață până la ora asta, până am ajuns aici, am văzut minimum 3-4 situații care dacă aș fi fost mai responsabil, mai nu știu cum, mi le-aș fi notat în carnet, ca eventual peste o săptămână, peste o lună, peste un an, să revin la ele și să încerc să le dezvolt sau să le aduc pe ecran. Idei много, вот у нас вот просто выйди на улицу, можно увидеть все, что хочешь. Но вот когда, вот у оператора, когда он смотрит на, допустим, ситуацию, он видит, с какого именно ракурса можно так красиво это подать, а сценарист чувствует, как это можно прочувствовать именно через слова, как человек внутренне может прожить. Оператор может дать нам картинку, чтобы за душу хватало, а сценарист даст нам понять, что внутри у человека творится.
когда вот мы смотрим фильм, мы должны понимать, что это за персонаж, как он жил. Если мы только, вот, только увидели, мы должны понять по мелочам, кто он есть и что он из себя представляет. И сейчас, если снимать кино, то нужно поднимать героизм. Nu am putut trece cu vedere nici cea mai proaspătă producție autohtonă, filmul FET. Это наш первый фильм, как бы можно так сказать, вот за это все в 21 веке, можно так сказать, как бы полнометражный. Не раскрыто. Зачем? Зачем именно надо было вот именно FET в наше время? Да, показали, как молодежь отдыхает, но вот иногда хочется, чтобы как-то показали с более духовной стороны, чтобы зацепило, чтобы было интересно смотреть, а не вот как мы видим, так мы и снимаем. Я думаю, кино создано для того, чтобы мы учили людей чему-то другому, а не показывали то, что оно есть. Или показывать, смеясь над этим, или же показывать что-то лучше. Потому что, я думаю, кино — это та сфера, где можно воспитать человека. А мы посмотрели FET, посмеялись на каких-то моментах, но выходишь оттуда... Ни в каком состоянии. Так, ну, посмотрел, хорошо, нормально. И все, а на следующий день забываешь. А в кино должно быть в голове. В принципе, мы не собрались здесь, чтобы критиковать этот фильм. Я хотела просто раскрыть. Вот этот человек, Наниев, он вложил свои деньги. Оправдан ли риск, не найдя спонсора, вложить, чтобы реализовать идею такую грандиозную у нас в Молдове? Создать свое кино? Конечно, оправдан. На самом деле он хороший с той стороны, что... постарались сделать. Не просто говорить, надо снять что-то, надо снять. Тут человек взял, дал свои деньги и чисто на энтузиазме. Вот он хотел показать, вот что можно сделать на энтузиазме. Это был, наверное, вот этот шаг молодежи. Вот, я не связан практически с искусством, но я мог это сделать. Сережа Череско, что ты скажешь по поводу этого фильма? Вот изнутри, как обстояли дела, как снимался этот фильм и... Не знаю, вот что было хорошо, может быть, что не удалось до конца сделать. Trebuie să recunoaștem că nu a avut succesul care ni l-a propus regizorul, chiar dacă a investit și ultimii săi bani, deci relativ puțin pentru un film, însă suficient de mult pentru un tânăr, deci e vorba de aproape jumătate de milion de lei. A sperat că lucrurile se vor mișca înainte, în urma acestei realizări. Marea majoritate a cetățenilor țării ar fi trebuit să împle sălile măcar pe jumate, însă indiferența și lipsa culturii cinematografice care nu interesează. Deci a făcut ca în sală să fie într-adevăr pe zi ce trece tot mai puțin și mai puțin public, atâta timp cât publicitatea nu se mai făcea, nimeni nu își mai amintea de film. Însă, dincolo de critici și de acuzații, îi merită în primul rând de lăudat faptul și curajul care și l-a asumat și cel mai important că a dus lucrul până la capăt. Așa cum este filmul rău sau bun, deci în primul rând este finisat. E producție care are autor și care se poate mândri că a realizat-o așa cum a putut-o. Atunci când ați filmat, ați simțit în special către publicul autohton sau v-ați gândit că ar fi o posibilitate de a-l promova și peste hotare? În primul rând pentru publicul autohton și pentru publicul țintă, bineînțeles, era tineretul. Văzând că nu avem reacția ascuntată, s-a propus să se încerce ca filmul să fie promovat în alte medii, în Ucraina, în Rusia, în Italia, în alte diaspore, în moldovene, sperând că poate de acolo vom obține reacții mai pozitive. Я очень надеюсь, что все-таки есть просвет. Вот, Сергей, что ты скажешь? Я считаю, что кинематограф в Молдавии будет, потому что молодежь растет, и я думаю, она будет задумываться, почему в других государствах есть эта отрасль, а у нас ее нет. Но вот сейчас вот последнее вот время, 2010, идет на высоту. Мы будем видеть, будем двигаться дальше. Alături de voi a fost Victoria Boțan și invitații mei Sergiu Rezanov și Sergiu Ciorescu. Rămâneți cu bine!